aceste ultime zile ale lui decembrie 1971 se sărbătorește la Iași o dublă aniversare, anume 75 de ani de la inaugurarea clădirii actuale a Teatrului Național Vasile Alexandrii și 155 de ani de la primul spectacol cult în limba română. Aici, la Iași, în anul 1816, s-a reprezentat piesa Mirtil și Chloe de Gessner și Florian în prelucrarea lui Gheorghe Asachi. De atunci, Teatrul Național din Iași a străbătut un drum lung și spectaculos, punând trepte de neclintit pe drumul ascendent al culturii române. Destinul Teatrului Ieșan s-a împletit cu activitatea unor figuri literare de prim rang, dintre care amintim acum pe Gheorghe Asachi, Vasile Alexandrico, Sache Negruți, Mihail Cogălnicianu, Mihail Sadoveanu, George Topârceanu, Mihai Codreanu, Victor Ion Popa, George Mihai Zanfirescu și încă alții. Această scenă a fost martora unor creații de neuitat realizate în cele peste 1100 de premiere jucate în cei 75 de ani de existență. Au evoluat aici Grigore Manolescu și Aristița Romanescu, Arlae Pruteanu și State Dragomir. În fotografii, în mărturii de tot felul, îi revedem pentru o clipă pe Ramadan, Ciubotărașu, Ani Braeschi, Miluță Gheorghiu, completând lista inaugurată de Matei Milo și Toții Pascali. În încheierea relatării noastre, urmăriți câteva secvențe din Fântâna Blanduziei, piesă cu care în urmă cu 75 de ani s-a inaugurat noua clădire a Teatrului Național. Profit de la avere să fac pe placul meu! Să-l șterg și 900 îți dau pe geta! Zău! Găsesc că peste margini a voastră glumă trece. 1000, 2, 4, 5, 6, 9, 10! E târguire în formă aici, precât vă stați, dar la acest spectacol, pe scaun să mă așez. Horațiu?